seara, nu știu cum să încep, mi este foarte greu. Vă mulțumesc că ați venit în primul rând. Ați venit într-un moment care pentru mine este foarte important. Este important și pentru mine, este important și pentru doamna Mary Vexlăghinu, protagonista acestui eveniment, un dublu eveniment. Lansarea albumului monografic Mary Vexlăghinu și vernisajul unei expoziții, aș spune eu, cu totul speciale. O expoziție care îmbracă, încununează această lansare de album monografic. Ceea ce se întâmplă în seara aceasta, respectiv lansarea albumului, este un moment de împlinire, pentru că de vreo câțiva ani am încercat să promovez arta acestei doamne a picturii românești, interbelice și contemporane în același timp. Am încercat să o promovez pentru că ea nu a fost recunoscută, nu a fost cunoscută, de fapt, așa cum s-ar fi cuvenit, la vremea tinereților, să spunem, la vremea când artiștii au succes, ies prin galerii, sunt cunoscuți, sunt cumpărați, se scrie despre ei, se fac filme despre ei, se fac emisiuni despre ei. Doamna Vexlăghinu nu a avut ocazia, sau poate că n-a avut șansa să fie cunoscută așa cum ar fi meritat să se întâmple. După cei trei ani în care am organizat împreună cu dânsa mai multe expoziții personale la Constanța, la Tulcea, în București, anul trecut a fost o retrospectivă Mary Vexlăghinu cu ocazia centenarului artistei, pentru că probabil majoritatea celor care sunteți aici știți că doamna Vexlăghinu este în momentul de față veteranul artiștilor plastici din România. Catalogul este, cum spuneam, o încununare, pentru că am reușit împreună cu sprijinul unor oameni extraordinari care m-au ajutat în mod deosebit să, în sfârșit, să vadă lumina tiparului această lucrare monografică, văduvită într-un anume fel de fotografii. De obicei, lucrările monografice sunt însoțite de fotografii care urmăresc parcursul vieții și al creației unui artist. De data aceasta nu a fost așa, pentru că odată cu strămutarea doamnei Vexlăghinu din casa în care a locuit, foarte multe dintre obiectele personale au fost înstrăinate, au dispărut și odată cu ele au dispărut și fotografiile. Au dispărut foarte multe dintre amintirile doamnei Vexlăghinu, dar în mod cu totul miraculos, a spune, au supraviețuit lucrările ei. A supraviețuit o operă care se întinde pe o perioadă de 5 decenii, a spune, fiindcă doamna Vexlăghinu a lucrat până spre sfârșitul anilor 80. Albumul acesta monografic încearcă să redea un parcurs al unei existențe și al unei creații, cu toate obstacolele pe care artista le-a întâmpinat de-a lungul vieții și cu toate reușitele, cu toate realizările, despre care se poate spune că nu sunt de aici de acolo. Aș vrea să le mulțumesc în primul rând celor care m-au sprijinit în realizarea acestui album. În primul rând artistei, pentru că a lucrat atât de frumos și pentru că este un reper pentru arta contemporană și pentru arta interbelică în același timp. Aș vrea să-i mulțumesc lui Alexandru Nancu pentru că el a făcut designul acestui catalog și pentru că a avut răbdare cu fiecare lucrare, a prelucrat fiecare lucrare și a încercat să-i dea această formă pe care o vedeți în prezent. Vreau să le mulțumesc doamnelor Mihaela Varga și doamnei Ioana Vlasiu, care m-au ajutat cu texte. Și nu o las la urmă pe doamna Balcica Măciucă, aș spune un personaj la fel de istoric și de important, nu cu referire la vârstă, la fel ca și doamna Vexlăghinu. Pentru cei care nu știți, doamna Balcica Măciucă este fiica primarului providențial al Balcicului, al lui Octavian Moșescu. Și ne onorează cu prezența dumneavoastră în această seară și onorează și acest catalog cu o scrisoare deschisă către Mary Vexlăghinu, care este foarte frumoasă, veți vedea. Vreau să-i mulțumesc editorului Ioan Crăciun, la editura căruia Ars Docendi a apărut acest album. Și, în general, tuturor celor care m-au susținut și care au așteptat acest eveniment la fel cum l-am așteptat și eu. Vreau să vă mai spun două cuvinte despre expoziție și cu asta voi încheia. Este o expoziție cu lucrări selectate. Sunt lucrări realizate la Balcic și lucrări realizate în Grecia, toate din anii 30. Mary Vexlăghinu a lucrat la Balcic în perioada 1934-1939.
Aceste lucrări sunt selectate, cum spuneam, nu după tehnică, ci după temă, în general, pentru că ele sunt cu toate studii după natură, sunt peisaje. Sunt lucrări în ulei, dar sunt și desene, crochiuri și acoarele. Titlul expoziției, poate unii vă veți fi întrebat de ce se numește așa, Medi tu nu faci Grecia. Titlul acesta vine dintr-o întâmplare pe care a trăit-o chiar artista în timpul călătoriei în Grecia alături de Victoria Constantinescu, prietena ei, care o tachina spunându-i Medi tu nu faci Grecia, tu faci tot Balcic, așa era, pentru că lucrând atât de mult la Balcic, nu mai vedea Grecia cu ochii limbezi, vedea tot un Balcic. Era o formulă pe care dânsa mi-a evocat-o și care mi-a inspirat titlul acestei expoziții. Nu în ultimul rând, lucrările acestea de sunt din anii 30 cu toate, sunt reprezentative, zic eu, pentru creația artistei. Ceea ce vreau să vă spun ca o concluzie și ca o încheiere este că, după părerea mea, Medi Vexlărdinu este unul dintre marii noștri artiști, care dacă nu a fost recunoscut până acum, trebuie să fie recunoscut de acum încolo și apreciat așa cum merită. Este și concluzia textului pe care l-am scris în catalog. Înainte de a încheia, vreau să-i mulțumesc și lui Marius Nicolescu pentru că mi-a oferit spațiul acestei galerii, un spațiu atât de nostalgic, un spațiu cochet, una dintre galeriile cele mai limpezi și mai frumoase din București, care beneficiază și de o vecinătate istorică, am putea să spunem. Dacă expoziția arată cum arată și pentru că am beneficiat de un astfel de spațiu. Închei, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și aș vrea să mai dau cuvântul câtorva dintre oamenii care m-au sprijinit și nu în ultimul rând doamnei Vexlărdinu, care sigur vrea să vă dori să vă spună ceva. Am să încep cu doamna Mihaela Varga și o să o rog.